Era toamna lui 1942, când armata a 6-a germană avansa către Stalingrad pentru a tăia legăturile comerciale sovietice între Moscova și zonele sudice bogate în petrol din Caucaz. Anton! Na bine! Era 31 octombrie 2012, când Bogdan se trezea din somn. După ce toată ziua a învățat la franceză, seara a plecat să se întâlnească cu ceilalți agenți. Se intră. Sigur. Mersi. Auzi, m-au chemat ăștia să le prezint balul de aici. Mm-hmm. Dar nu mă duc, că n-am chef. Alin. Mantevici, Alin. Bă, am întârziat? Bă, care îi spuneți? Ce, frate? Bă, știi, nu mai prezinți balul. Bă, serios? Bă, serios. Băi, frate, nu... În acele momente, Ionuț era frământat de o durere lăuntrică devastatoare, care îi pătrundea până în adâncurile sufletului. Anton! Bine, bine. S-a apucat de băutură, apoi de țigări, apoi iar de băutură și apoi de jocuri de noroc, din nou de băutură și până la urmă a ajuns pe străzi. Ah, și anul ăsta terminăm. Ma, ce ne facem? Se duce liceul ăsta de râpă pe urmă. Auziți, eu aș avea o idee, dar... Zi, nu... ma, hai, zi. Bă, doar nu. Vai. Ba, cred că da. Bă, nu. Eu zic că ar trebui să mergem să-l întrebăm pe... Nu. Trebuie să-l întrebăm pe... Bă, nu, nu. Trebuie să nu, mergem la domnul Trașcă. Vai de mine! Puteți să veniți, domn Trașcă vă primește acum. Care a venit, mă, cu ideea? Botezat! Ai tupeu. Place asta. Nu-i așa, Cristinel? Botezat! De ce ești tu, fraier? De ce nu cauți Vitoria gen 007 în clasa 9? Și apoi a plecat în căutare de agenți în clasele de anul. Astfel... Dar ei nu aveau nici cea mai mică idee că în tot acest timp erau urmăriți. We'll be right back.
Duhasneš. Du. Duhast. Duhastneš. Du. Duhast. Duhastneš. Duhastneš. Duhastneš gefragt. Duhastneš gefragt. Duhastneš gefragt. Und ich hab nichts gesagt. Der Tod erscheine, treuer sein für alle Tage. Nein, nein, willst du bis zum Tod der Scheide, sie leben auch in schlechten Tagen. Thank you. Haters take it personal. Like a Canada, tight heads out now.